Sunt omul sărac pe bogatul pământ. Pe mine mă cumpăr, pe mine mă vând. Vând tot pe nimic și nimicul îl vând. Sunt omul sărac pe bogatul pământ. Vând lumea întreagă ca să o pot dărui și tot eu o cumpăr ca să am ce primi. Și când nimic nu mai cumpăr și vând, sunt omul pe toate le am, sunt singur pe bogatul pământ. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, am început cuvântul liturghiei din această zi cu câteva versuri dintr-un cântec care nu de multă vreme este oferit publicului de către o cântăreață care, după părerea mea, e prea puțin mediatizată. Aceste versuri vorbesc despre ceea ce a observat un artist la omul contemporan. Și slavă Domnului, Dumnezeu a lăsat până la urmă și lucrurile care izvorăsc din Duhul Lui, adică din poezie, din cântec, din artă, din pictură. Totdeauna omul, dacă nu a ajuns la biserică să se vadă în față cu propria persoană, atunci Dumnezeu a făcut prin artă un mijloc de a se apropia de om. Și oamenii artiști, cu adevărat responsabili de arta pe care o bunuiesc, duc mai departe cuvântul acesta, poate fără să cunoască, fac un apostolat, propovăduiesc un bun simț și spun niște realități care, dacă ar fi fost spuse altfel, într-o polemică la vreo emisiune, ar fi fost altfel interpretate. Ei bine, fraților, versurile pe care le-am amintit oglindesc până la urmă dezorientarea și lipsa de repere a unui om care este în mijlocul unei piețe. Omul contemporan este în mijlocul unei piețe. Vinde, cumpără, primește, fură. Este omul într-o societate comercială. Ei bine, fraților, omul de când a fost el făcut, a fost pus într-o astfel de logică a lucrurilor. Dumnezeu l-a pus pe om în mijlocul creației sale și l-a pus într-un univers în care se întâmplă schimburi de mărfuri. Iată, Dumnezeu i-a dăruit lui Adam o lume întreagă. I-a dăruit dragostea sa, i-a dăruit purtarea lui de grijă, iar Dumnezeu a așteptat și Adam i-a oferit, până la un moment dat, ascultarea și recunoștința. Însă, la un moment dat, Adam s-a gândit că ar putea să aibă și alți parteneri de afaceri. Și atunci s-a gândit să își deschidă propria afacere și să fie el cel care dăruiește și să primească recunoștința. Dar de unde să dăruiești dacă n-ai? Și atunci încerci să faci ceea ce facem cu toții în societatea de astăzi, și anume furăm de la cine? De la stăpâni sau de la oameni? Cum oamenii nu prea mai erau, iată, s-a gândit să fure de la cine? De la stăpân. S-a dus și a furat, ce a făcut? A furat un măr, domnule. A furat un măr ca să aibă și el ce oferi mai departe. Cumpăr nimic și nimicul îl vând, cum spune versul. Și iată că Adam
și a tăiat singur sursa lui de bogăție, ca să ce? Ca să devină el un împărat, un stăpân care dăruiește. Pentru că el nu avea alte repere. El nu putea decât să fie o oglindă a ceea ce Dumnezeu era pentru el. Și vrea să fie și el Dumnezeu cu aceeași dragoste, cu aceeași voluntate ca și Dumnezeu. Dar iată că lipsa de ascultare l-a făcut să-și piardă asemănarea cu stăpânul său. Și atunci, dintr-o dată, deși a furat ceva, nu a mai avut nimic. Bineînțeles, ca toți hoții din ziua de astăzi, furtul nu s-a săvârșit de unul singur. Adam nu s-a dus să facă acest jaf singur. S-a dus cu un complice. Și complicele îl cunoaștem cu toții. Pentru că și noi am avut momentele noastre de furt. Am furat de la Dumnezeu niște lucruri sfătuiți de un om care ne-a dat informația. De un om, de o persoană. Dacă puteți să-i spunem o persoană. Vine diavolul și spune, vezi că nu cumva acolo se află ceva care nu prea păzește nimeni? Păi da, dar el păzește conștiința mea. Păi da, dar nici conștiința ta nu prea funcționează și nu prea e la modă conștiința ta, că uite, alții au și tu stai în conștiința ta și nu ai. Și atunci Adam a ascultat de partenerul său, de fapte neplăcute lui Dumnezeu și atunci s-a săvârșit furtul. Ei bine, fraților, omul din momentul acesta a început acest urât obicei de a fura, de a face schimb, de a face totul în schimbul unui alt serviciu. Și atunci omul fură de la stăpânul său, omul fură de la frații lui, de la oamenii care sunt împreună oameni cu el, fură ca să-i fie lui bine. Și toată această faptă, acest furt, se săvârșește mână de mână cu diavolul, dar în fața lui Dumnezeu, sub ochii care sunt pretutindeni, ochii lui Dumnezeu. Dacă ne-am uitat un pic la Evanghelia de astăzi, am vedea un om. Un om care are și el o țarină moștenită, primită, muncită, furată, nu se știe. Această țarină, în mod normal, dă o anumită cantitate de grâu, să spunem. Și totuși avem surpriza că într-un anumit an, și bogatul din Evanghelia noastră oare, în acest an își dă seama că roadele sunt mult mai mari, sunt mult mai îmbelșugate. Și atunci, ce face? Se transformă într-un om care găsește pe jos un portofel. Și se uită la el și ce spune? Iată un portofel plin cu avere. Nu se gândește, oare de unde e portofelul ăsta? Oare a cui este portofelul ăsta? A cui sunt banii? Pentru ce scop or fi fost banii ăștia? În unde ar fi trebuit să se ducă toți banii ăștia? Nu. În momentul în care l-a găsit, este la el, în fața lui, prima și cea mai mare grijă este să nu-l vadă nimeni și să ducă într-un loc bunul pe care l-a găsit, în așa fel încât să-l ascundă și să și-l poată împropria fără niciun fel de emoție. Acest lucru se întâmplă și în Evanghelia de astăzi. Bogatul nostru primește, găsește această comoară în pământul său, da? Și atunci se gândește să o ascundă în jidnițele sale, care erau prea mici, dar face el cumva să le facă și mai mari, și să se bucure de ele și să-și dea seama că
după calculele lui, mulți ani de acum colo va trăi fără niciun fel de emoție. Ei bine, fraților, aici se întâmplă tragedia furtului. Tragedia furtului pe care a făcut-o și Adam. Tragedia furtului pe care o suportăm și noi atunci când încercăm să furăm de la Dumnezeu un lucru fără să-L întrebăm. Fără să purtăm un dialog cu dăruitorul tuturor lucrurilor. Cu cel care gestionează, care economisește întreaga această lume. Și atunci, și la Adam, și la noi, dacă ne gândim la momentul în care am văzut, dar și la bogatul din Evanghelia de astăzi, se întâmplă ceva. Se întâmplă ruptura dintre om și Dumnezeu. Omul nu mai vede nimic ce este deasupra sa, și pentru că nu mai are nimic deasupra sa, ci totul este sub el, pentru că omul are această pornire să vadă toate lucrurile din jurul lui sub el, inclusiv pe semeni. Iată, intervine această ispită a superiorității. Această ispită a propriei dumnezeiri. Un Dumnezeu de lucru. Un Dumnezeu făcut de tine. Și atunci un Dumnezeu care nu mai are înțelepciune dumnezeiască, care nu mai are pricepere dumnezeiască, care nu mai are experiență de veșnicii cum o are Dumnezeu, un om care nu are uneltele dumnezeirii și totuși se consideră Dumnezeu, acest om este o catastrofă. Este o catastrofă pentru că el nu-și mai este lui definiție, el nu mai știe cine este, se crede altceva decât ceea ce este. Există vorba, nu contează cine ești, contează cine te crezi. Iată, aici, foarte clară imaginea. Și, dintr-o dată, omul nu mai are discernământ. Din moment ce nu mai știe cine este, nu mai are rădăcinile în care era odinioară, nu mai are nicio definiție a propriei sale existențe. Și ce observăm la bogatul din Evanghelia de astăzi? Două lucruri tragice. Și anume, că nu mai distinge trupul de suflet, nu mai distinge ceea ce este trecător de ceea ce este veșnic, nu mai distinge lucrurile trupești, necesare, materiale, și nu distinge lucrurile duhovnicești. Hrana sufletească și harul care te face să ajungi în rai. Și atunci, din moment ce nu știi cine ești, nu știi că ești trup și suflet, din moment ce nu știi de unde vii, nu știi că ești desprins de Dumnezeu și că trebuie să te torci în Dumnezeu, din moment ce n-ai aceste repere ale existenței tale ca om, atunci este clar că o să-ți faci un chici de univers pe care tu îl vei stăpâni ca Dumnezeu. Și avem exemple în societate mii, poate sute de mii. Ei bine, am spus că bogatul de astăzi mai are o dramă în suflet. Și anume, din moment ce s-a văzut stăpân, este clar că trebuie să fie stăpân și peste timp. Și atunci, ce-și spune? Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. De parcă sufletul ar avea nevoie vreodată de vreo boabă de grâu din tot ce a ieșit în pământul său. Bea, mănâncă, veselește-te. Cum așa spune? Ei bine, iată cum omul, văzându-se înstărit, văzându-se sănătos, văzându-se cu autoritate, cu demnitate față de ceilalți semeni, are îndrăzneala aceasta, are tupeul să se considere nemuritor. Așa și este nemuritor, dar prin cel care a creat nemurirea, prin cel care este izvorul nemuririi, dacă ești
nemuritor prin tine și tu te duci la 2 metri sub pământ, înseamnă că planul tău va eșua. Și este un desen foarte simplu. Un desen pe care un copil imediat l-ar înțelege. Dar oamenii mari, stăpânii lumii, nu pot să înțeleagă această ecuație atât de simplă. Dacă nu ai cu cine să te aduni, este clar că după egal vei fi un zero. Pentru că tu ești în zero dacă tu nu te consideri alături de cineva care să-ți dea cu care să fie o sumă mai mare. Și atunci, bogatul de astăzi nu știe ce-i sufletul, nu știe ce-i trupul, nu știe ce-i veșnicia și nu că nu le-ar fi știut, dar le-a uitat când s-a văzut cu atâta bunătate în mână. Și mai mult decât atât, crede că El a comandat ziua când s-a născut. Crede că El, la o pocnitură din degete, poate să facă să apară oameni sau să dispară oameni. La o pocnitură din degete, El își va prelungi cu încă de 2 ori timpul vieții sale. Atunci când va considera. Iată cum ne considerăm noi muritori, nemuritori, în momentul în care ne este bine. Și ne asumăm tot ceea ce este, tot ceea ce am primit, tot ceea ce constituim noi ca persoană în societate, ne asumăm nouă, proprii noastre persoane. Uitând că tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, provine de fapt de la Dumnezeu. Aici este greșeala bogatului. N-a știut cui să fie recunoscător pentru ce s-a întâmplat în pământurile sale. N-a știut ce să facă și n-a știut ce misiune a primit pe umeri în momentul în care i-au ajuns în mâini, i-a ajuns în mână atâta belșug. Iată atunci ce înseamnă lipsa discernământului. E bine, fraților, și noi avem fiecare câte ceva, avem câte o bogăție. Și nu este greu să ne dăm seama că fiecare dintre noi, cei de aici, chiar și cel mai sărac dintre noi, poate fi considerat bogat de către un om care este într-adevăr sărac. Un om ne poate considera bogat pentru că avem o simplă mașină. Un om ne poate considera bogat pentru că avem un loc de muncă. Altcineva ne poate considera bogat pentru că vedem lumina zilei. Alții ne pot considera bogați pentru că venim la biserică și ei nu reușesc să ajungă. Ei nu au unde să meargă. Avem fiecare o bogăție noastră. Familia noastră, locul nostru de muncă, casa în care stăm, sunt un dar de la Dumnezeu și trebuie să fim recunoscători. Deși noi am muncit pentru acele lucruri. Deși la un moment dat am depus tot efortul ca să avem acele lucruri. Totuși, ca să le avem pe acelea, a existat, și vă rog să fiți foarte sinceri cu dumneavoastră, a existat întotdeauna ceva, un anumit lucru, care a făcut diferența dintre muncă și dar. Deși am muncit, nu vi s-a întâmplat niciodată, deși muncești enorm pentru un lucru, mai lipsește ceva, ajutorul lui Dumnezeu, o minune, care să facă ca munca ta să aibă un efect, să aibă o consecință frumoasă pentru viața ta. Și acel lucru, acel moment de tensiune în care stăm, nu mai avem ce face, am făcut absolut tot, dar totuși nu primim automat. Mai e un moment în care Dumnezeu așteaptă să vadă zbâcnirea inimii noastre. E mândră sau nu e mândră? Și atunci dă darul. De fiecare dată e mândră. Însă când ne dă Dumnezeu darul, unele inimi se moaie. Și își dau seama că deși s-a muncit enorm pentru împlinirea acestui vis, oricare, totuși Dumnezeu a făcut diferența. Asta este responsabilitatea noastră. Responsabilitatea la care ne cheamă Evanghelia de astăzi. Să fim mai prezenți împreună cu Hristos.
așteaptă Hristos de la noi o sinceritate frumoasă. Spune Evanghelia de astăzi. Nebune, în noaptea aceasta se va cere de la tine sufletul tău și toate câte ai, ale cui vor mai fi. Așa pățesc toți oamenii care își adună comori pe pământ și nu în Dumnezeu se îmbogățesc. Cum ne îmbogățim noi în Dumnezeu? Că de îmbogățit pe pământ cam știm. Măcar teoretic. În Dumnezeu ne îmbogățim atunci când ne pregătim de moarte. Pentru că darul belșugului din țarina noastră este sus. Noi ne îmbogățim în momentul în care arăm, discuim, însămânțăm ceea ce este în curtea noastră, în sufletul nostru, în inima noastră. Este responsabilitatea noastră să purtăm un dialog cu Dumnezeu la fiecare pas. Este responsabilitatea noastră să înțelegem odată pentru totdeauna ai cui fii suntem. Și trebuie să facem fiecare lucru în viața noastră ca și cum l-am face pentru ultima zi pe care o mai avem de trăit. Pentru că, cum spuneam și astăzi, altă dată, azi este duminică și noi dacă în momentul în care plecăm de la această biserică, astăzi, pățim ceva și murim, marți seara, spuneam, că se ofilesc florile pe mormântul nostru. Marți. Mâine e poimine. Deci, concluzia Evangheliei de astăzi. Unde sunt lucrurile pentru care trebuie să noi să alergăm? Este adevărat. Nu putem să facem nimic fără lucrurile materiale. Dar lucrurile materiale sunt niște trepte ale unei scări pe care trebuie să le folosim. Dacă le scoatem de acolo și le folosim după cum ne ducem pe noi capul, nu ajungem acolo unde este scopul vieții noastre. Noi nu suntem ai noștri. Nimeni nu ne-a întrebat vreodată dacă vrem să ne naștem și nimeni nu ne va întreba dacă vrem să murim. Trăim între aceste două lucruri concrete și certe. Totul în viața noastră este relativ. Dar un lucru este cert. Nașterea și moartea. Știm foarte sigur că ne-am născut și știm foarte sigur, după riturile pe care le avem, că la un moment dat se va strica această jucărie a trupului. Și atunci, care este scopul vieții noastre? Haideți să ne aruncăm cu toată inima în brațele celui care ne-a dat viață. Celui care ne-a trimis pe acest pământ, nu ca un dar, ci ca pe o misiune, ca pe o anumită responsabilitate pe care o avem pe acest drum. Dacă suntem în biserică, luați ceea ce este al bisericii și duceți acolo unde sunteți. Luați ceea ce este dumnezeiesc și presărați acolo unde sunteți. Nu cu forța, ci cu exemplul dumneavoastră personal. Cu seninătatea, cu frumusețea și cu răbdarea care este încercată în fiecare zi. Duceți-o și arătați-o lumii. Arătați lumii răbdarea pe care ne-a arătat-o Hristos, pe care ne-a arătat-o mucenicii, pe care ne-au arătat-o cuvioșii sfinți, pe care ne-au arătat-o părinții noștri, strămoșii noștri. Prin această frumusețe a bisericii, părinții noștri, strămoșii noștri s-au păstrat frumoși și veșnici. De acest lucru trebuie să ținem. Să ținem cu dinții de această tradiție frumoasă a neamului nostru românesc, care este ortodoxia. Fără ortodoxie vom fi o țară bogată, lipsită de discernământ. Așadar, fraților, să vă dea Dumnezeu darul liturgiei, să-l puneți în sufletele dumneavoastră și să-l păziți, acest dar al liturgiei, cât mai mult. Prin mai puțină vorbă, prin mai multă discuție între Dumnezeu și inima dumneavoastră și păziți-l cât mai mult. Păziți-l măcar până ieșiți din biserică.
Păziți-l măcar până ajungeți acasă. Păziți-l măcar până la sfințitul soarelui. Acest har se păstrează și atât de mult se bucură Duhul Sfânt când omul are grijă să rămână curat. Să rămână cu haina curată pe care și-a spălat-o în biserică. Atât de mult se bucură Duhul Sfânt când vede că ai grijă și dai praful la o parte cu rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos. Atât de mult se bucură Duhul Sfânt când vede că ești preocupat să ții un lucru în găleata spartă a sufletului tău. Și totuși Dumnezeu face cumva ca acest har, chiar dacă se risipește prin găurile sufletului nostru, găurii de păcate, totuși face ca acest har să se întoarcă și să se reîntoarcă la fiecare gând frumos unit cu Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu!